Bună tuturor și bine ați revenit pe acest canal. Dacă în urmă cu un an erați pe aici, știți deja că mai există un astfel de vlog pe canalul meu, Top 7 greșeli de gramatică. A fost destul de cerut, atunci a fost foarte vizualizat vlogul respectiv, așa că m-am gândit să vedem ce greșeli mai fac românii. Top 7, să vedem dacă voi sunteți la curent cu aceste greșeli, dacă le faceți, dacă se întâmplă să gafați. Și bineînțeles, înainte de toate, înainte de a trece la treabă, vă invit încă o dată să vă abonați la acest canal dacă n-ați făcut-o până acum și nu uitați de clopoțelul de notificări. De asemenea, dacă toți sunteți pasionați de citit și de iubitori de cărți, vă invit și pe grupul Ai Carte, Ai Parte, un grup pe care l-am creat acum aproximativ o jumătate de an când m-am apucat să vorbesc despre cărți. Bine să credeți că încă se mai greșește la acestea două. Da, încă se face greșeala supremă. Haideți să le lămurim, vă rog, pentru că este atât de simplu, deci nu ai cum să greșești la asta, e prea simplu. Doar când folosim în construcții pozitive, iar decât la construcții negative. De exemplu, am scris eu aici, m-am gândit doar la tine. Este o construcție pozitivă. Sigur, poți să spui, eu nu mă gândesc doar la tine, adică eu mă mai gândesc și la altcineva. Ar fi cu o continuare subordonată și așa mai departe, dar nu intrăm în altele pentru că mă bag în ceață mai tare. M-am gândit doar la tine, vedeți bine, este la pozitiv. Pe când? Când folosim decât, este nu mă gândesc decât la vacanță într-o construcție negativă. Nu mă gândesc la nimic altceva decât la vacanță. Nu pot să spun nu mă gândesc doar la vacanță, nu merge, nu se potrivește. Nu mă gândesc decât, pentru că avem pe nu. Avem o construcție negativă. Nu aveți voie să greșiți, e prea simplu. Cred că prin Constituție văzusem greșeala asta destul de des. Am întâlnit-o și prin presa scrisă și prin presa vorbită. Maximum se folosește ca adverb în această situație. Parlamentul se pronunță în termen de maximum 6 luni de la sesizare, nu în maxim. Maxim sau maxim este o formă care se folosește doar când este adjectiv. Deci nu în acest caz. Să nu credeți că vreuna dintre aceste forme este greșită. Se folosește și membri și membrii cu 2 i în funcție de context și de situație. De exemplu, am trecut eu aici, grupul Ai Carte, Ai Parte are 3.000, aproape 3.000 de membri. Însă puteam să spun și atunci foloseam articolul, membrii grupului Ai Carte, Ai Parte sunt din ce în ce tot mai mulți. Membrii, da? Sunt, acolo este cu 2 i. Mai am versus am mai. Să nu credeți că acestea sunt greșite. Ambele se pot folosi, însă în funcție de situație și de context. Poți spune am mai alergat o tură sau mai am de alergat o tură, însă nu mai am alergat o tură. Nu merge, uitați cum sună, n-are muzicalitate. Uneori mai trebuie să și simți, nu doar să te gândești cum ar fi corect gramatica. Mai am de alergat o tură. Am mai alergat o tură. Sună bine, nu? Dar totuși simt eu așa că e o carte bună, dar și totuși, ori dar, ori totuși. Același lucru înseamnă, în niciun caz nu se folosesc împreună, pentru că formează o construcție pleonastică. Tare greu m-am debarasat și eu de aceasta. Deci tot îmi venea să spun în continuu, dar totuși, știi? Parcă voiam să accentuez în felul ăsta, însă nu este corect, pentru că ambele înseamnă același lucru. Dar simt că e o carte bună. Sau, totuși, simt că e o carte bună. Deci, numai separat, în niciun caz împreună. Sinceră să fiu, asta e așa de grea că nici nu știu cum să o explic. Au încercat lingviștii în mai multe moduri. Pot să zic ce am observat eu și cum cred că este cel mai corect sau cel mai simplu de reținut. Când avem la singular, folosim din. Când avem la plural, folosim dintre. De exemplu, dacă zicem, ea este cea mai inteligentă dintre elevi, nu din elevi. Iar aici 50% dintre români, nu din români. Chiar dacă este un procent și s-ar putea considera că procentul este la singular, 50% din români. Nu știu cum să o explic. Sincer, dacă voi aveți o explicație mai bună, vă aștept să o oferiți mai jos în comentarii.
Eu pot să vă spun doar cum este corect și cum se folosește în cea mai mare parte a timpului. Însă nu este neapărat greșită nicio formă. Din ce spun limbiștii, ambele ar fi corecte. Ba chiar Pruteanu, dacă nu greșesc, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească în pace, că tare rău ne este fără el, avem nevoie de unul ca el în continuare. Spunea că este mai degrabă o chestie de hipercorectitudine și categoric amândouă sunt corecte. Eu folosesc și dintre, vă spuneam mai degrabă când e vorba de singular sau de plural. Nu știu, sper că v-am lămurit cât de cât. Măi, dragilor, cacofoniile sunt foarte urâte. N-au muzicalitate, sună ca naiba, sunt oribile. Dar nu este totalmente greșit gramatical dacă le folosim. Nu mai încercați să evitați o cacofonie folosind această hidoșenie, ca și. Știu că e greu și eu o mai fac din când în când și încerc să o corectez la mine de fiecare dată, să o evit, să nu o adaug atunci când încerc să n-am o cacofonie într-o frază sau într-o propoziție, într-un text, însă o mai scap, cum spuneam. De exemplu, de ce să spui ca coleg n-am ce să-i reproșez? Păi ca coleg. Și acum aș fi tentată să zic ca și coleg, ca să evit o cacofonie. Iar, de ce să fac treaba asta? Pot să mă joc cu cuvintele. Din punct de vedere al colegialității, nu am ce să-i reproșez. Ia uite cum am schimbat. Ia uite ce frumos s-a schimbat și nu avem nici cacofonie și nu avem nici această șfidoșenie de ca și. Nu? Merge? Vă mai dau exemple? Nu, vă aștept pe voi cu alte exemple mai jos în comentarii. Cam atât pentru astăzi, să știți că am găsit aceste 7 greșeli care mi se par mie cel mai des folosite, mă rog, exceptându-le și pe cele 7 pe care le spuneam acum aproximativ un an sau când a avut loc acel vlog. Dacă voi mai știți și altele, vă aștept cu comentarii mai jos. Iar cacofonie, cu comentarii. Mie îmi plac cacofoniile, ce vreți? Uneori le folosesc că n-am chef să evit tot timpul o cacofonie. Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest vlog, un like, poate și un share, subscribe-ul, bineînțeles, eu vă aștept în continuare aici. Data viitoare vorbim despre cărți, așa cum v-am obișnuit în ultimele 6-7 luni de când m-am apucat eu să vorbesc despre cărți. Sunt Roxana, vă doresc o săptămână minunată, spor la citit și în tot ceea ce faceți voi.